Un tânăr de 20 de ani din Băbeni a fost prins de către polițiștii municipiului Drăgășani în data de 30 august 2023, în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise. În atestarea acesteia cu aparatul drug test, acesta a indicat prezența în organism a unei substanțe psihoactive, respectiv cannabis, motiv pentru care a fost condus la unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii substanțelor psihotrope din organism. De parcă acest lucru nu era de ajuns, în urma efectuării controlului corporal asupra bărbatului au fost descoperite 36,87 de grame de cannabis ce sunt interzise la deținere. De asemenea, s-a procedat și la controlul autovehiculului, unde au fost descoperite încă 8,78 de grame de aceeași substanță. Întreaga cantitate a fost ridicată și predată polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea în vederea continuării cercetărilor. A fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.